Sportivii clubului de karate Kyokushin, conduși de antrenorul George Rădoi din Giurgiu, au participat la o competiție foarte importantă la Ploiești, alături de alți 200 de sportivi din întreaga țară. A fost un concurs pe care giurgiuvenii susținuți de grupul de firme Nova Force l-au abordat ca pe un prilej de pregătire și verificare pentru competițiile internaționale ce vor urma. Pe de altă parte, competiția a fost un succes pentru giurgiuveni, care au obținut 8 medalii de aur, 7 de argint și 7 de bronz. Pregătirea două concursuri foarte importante care vor avea loc în lunile mai și iunie la Varna, respectiv la Belgrad. Am participat la Cupa Friendship zilele trecute la Ploiești cu un lot destul de numeros ca să vedem nivelul la care se află sportivii clubului în prezent. Concursul a fost de bun augur, am venit cu multe medalii, 8 medalii de aur, 7 medalii de argint și 7 de bronz. Competiția s-a adresat atât juniorilor cât și seniorilor și a permis antrenorului George Rădoi să vadă care sunt sportivii în formă, dar și lipsurile care există în lot. Antrenorul sportivilor de la Nova Force a evitat să nominalizeze vreun elev din lot care a făcut o impresie deosebită, considerând că meritul este al echipei. Tot lotul a mers foarte bine, ar fi dezavantajos pentru unii ca să nominalizezi pe ceilalți. La grupa de copii foarte mici și nu se supără nimeni, au fost două, trei nume care cu siguranță veți mai auzi de ele. Este vorba despre Mitiloagă Denis, Preda Cristian, Bratu Vlăduț. Așadar, în mai și iunie, pentru sportivii conduși de George Rădoi vor urma două competiții foarte importante, la Varna și Belgrad. Din partea redacției TV Giurgiu, mult spor la pregătire și mult succes pe tatamii!